Orice prezență în casa Domnului este o ocazie mai întâi să binecuvântăm pe Domnul și să ne binecuvântăm și unii pe alții. De aceea, încă o dată spun, fiți binecuvântați de Domnul. Deschid Scriptura la Epistola către Romani, capitolul 8, și vă citesc de la versetul 9. Voi, și de-aia bunul Dumnezeu să fie valabil pentru voi, pentru noi, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Și ăsta vreau să fie titlul mesajului din seara asta: pământești sau duhovnicești? Și fiecare să se cerceteze, el ce este? Pământesc sau duhovnicesc? Iată în ce condiții suntem duhovnicești. Continui să citesc din verset. Sunteți duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și asta ar fi o altă întrebare în aceeași idee. Locuiește Duhul lui Dumnezeu în voi? S-a dus un slujitor la o familie, dar fiindcă fratele nu era acasă și el era singur, n-a intrat, dar a întrebat: locuiește Domnul Iisus aici? Și sora a rămas cu ecou acestei întrebări. Când a venit bărbatul la servici, asta i-a spus prima dată. Și el zice: dar de ce n-ai spus că noi mergem la adunare? De ce nu m-a întrebat asta, că doar ne vede el la adunare? Dar de ce n-ai spus că noi ne-am plătit cotizația? Dar la ei hârtiile, știi care o plătiți și care nu. Mi-a întrebat dacă locuiești Domnul Iisus aici. Și tu ce ai zis? Păi hai să ne întrebăm acum noi doi. Locuiește sau nu locuiește? Acum, să nu spuneți: frate, dar vrei să spui să locuiască Duhul Sfânt sau să locuiască Domnul Iisus, care din ei? Hai să vă spun cum e. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. A spus Domnul Iisus în timp ce vorbea cu ucenicii și le spunea că urmează să plece, și asta i-a întristat: unde te duci? Ne lași orfani. 14, versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și rezultatul? Noi, adică eu și Tatăl, vom veni la El și vom locui împreună cu El. A, va să zic că vine și Tatăl? Cum? Dumnezeu e în cer. Da, ascultați ce vă citesc, întorc pagina 16 cu versetul 14, cu referire la Duhul Sfânt. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Duhul Sfânt, când vine, vine cu a Domnului Iisus. De-aia spune că vine Domnul Iisus să locuiască. Da, și cu Tatăl cum e? Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Duhul Sfânt, când vine să locuiască la noi, căci Duhul Sfânt e pe pământ, El vine cu ce o primit de la Domnul Iisus și cu ce are de la Tatăl. De aceea putem să spunem că atunci când Duhul Sfânt vine la noi, noi suntem în comuniune cu Fiul și cu Tatăl din cer. Ce har! Cum la adresa noastră să locuiască Duhul Sfânt și să ne facă legătură directă cu tronul lui Dumnezeu, cu marele preot din cer. Dar noi suntem niște vase de lut. Da, numai că în vasele de lut purtăm comoara, aceasta nebănuită și de o putere nemai întâlnită. Și mai este aici o mențiune în Roman, capitolul 8, pe care vreau să o punctez, versetul 8. Deci cei ce sunt pământești, cu alte cuvinte, cei la căror adresă nu locuiește Duhul Sfânt, nu pot să placă lui Dumnezeu. E și normal. Unde nu locuiește Duhul Sfânt și Dumnezeu nu are acolo reședința, este o casă fără Dumnezeu, fără să-i placă Domnului, și care e fără Dumnezeu. Ascultați ce scrie în Efeseni, capitolul 2, versetul 12. Care e fără Hristos, adică fără Duhul Sfânt, îi fără drept de cetățenie în Israel, îi străin de legămintele făgăduinței, îi fără nădejde, e fără Dumnezeu în lume. Pentru că în versetul de referință, Romani, capitolul 8, pe care l-am citit la început, scria în finalul versetului așa: dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Domnul să ne cerceteze. Acum vreau să lămurim un prim adevăr, răspunzând unei întrebări. Când și cum se mută Duhul Sfânt la noi să locuiască? Dacă v-aș întreba, locuiește Duhul Sfânt la dumneavoastră, îmi spuneți da. Și va fi întrebarea: de când?
Cu ce puteți dovedi? Hai să citim din 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Aveți Biblie la dumneavoastră? Mie îmi place în adunare să aduc două feluri de zgomote. Răsfoitul Scripturii și amen și aleluia. Știți ce dovedesc asta? Când se răsfoiește Scriptura, e dovada că sala e aproape de amvon. Și când se spune amen și aleluia, e dovada că adunarea e aproape de cer. Adică să fim una. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Bun, dar întrebarea, de când locuiește la noi? Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Ava să zică, de când ne-o cumpărat? De atunci, nu? De când ești proprietarul unei locuințe? De când ai cumpărat? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Când și cum ne-a cumpărat pe noi Dumnezeu? Întoarcem Scriptura la Roman capitolul 6. Acum ce facem noi în seara asta e un fel de studiu. Dar dacă o să fiți atenți, o să pricepem. Și ceea ce trebuie să pricepem în fond este dacă Duhul Sfânt e la noi, să-L lăsăm să ne stăpânească. Dacă încă nu-i venit, să rugăm să vină de grabă. Roman capitolul 6. Să vedem când a fost cumpărat trupul și Duhul nostru. Versetul 3. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat de morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și de când e viața nouă? De la botez ar trebui să fie asta. Numai că aici apare cuvântul împreună de 4 ori. Răstigniți împreună cu El, morți împreună cu El, îngropați împreună cu El, înviați împreună cu El. Din astea 4 împreună, botezul a câte ai? A treia. Întâi ești răstignit, apoi mori, dacă ești mort în groapă și nu stai mult în mormânt, că te învie la o viață nouă. Deci momentul cumpărării aparține momentului dintre operația 3 și 4. Adică moare omul vechi, este îngropat și se ridică la o viață nouă. Acum asta nu mai întreb pe copii, acum vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost răstigniți? V-a durut puțin? Se poate ca un om să fie răstignit și să nu-l doară? Firea pământească, un frate s-a pocăit. Și în dragostea lui a postit vreo 10-15 zile una după alta, era să se deshidrateze. Și s-a dus la un bătrân și a spus, frate, slăvi să fie Domnul, mi-a murit firea pământească. Nici o atracție față, n-am față de păcat, de-abia se ținea pe picioare. Și fratele a spus, băi, postește cu măsură, te deshidratezi. Și când și-a revenit, s-a zdrăvenit, merge pe vreo 2 săptămâni aproape lângând și spune, frate, nu a murit firea pământească. Păi aici e toată. Ea nu moare, dar trebuie răstignită. Ce înseamnă asta? S-au tăiat împrejur, spun în altă parte. Vindem proprietatea și ne abzicem de dreptul nostru de a fi stăpâni, dar de altfel fac o mică paranteză, nici nu eram noi stăpâni. Era alt stăpânitor care ne purta prin păcate și ne ducea la moarte, dar Domnul Hristos a venit să ne elibereze. Și ne dăm seama că El ne ducea la moarte, noi nu eram în stare pe picioarele noastre să facem ceva bun, că scrie Pavel în Roman 7, am încercat eu să fac binele, da de unde, nu mă descurc. Aud la adunare cum să fac binele și când ies afară, să nu vă spun ce trece prin cap. Zice, altfel trebuie rezolvată problema. Cred că trebuie să renunț la a mai stăpâni eu pe mine, la a mai decide eu, să renunț la voia mea, la ambiții, la pasiuni, la viciile mele. Pentru că ascultați-mă ce spune Scriptura, vă citesc din Romani capitolul 14, versetul
Da, să luăm în ordine. Mai întâi vă citesc un cuvânt din Galateni, capitolul 5, versetul 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească. Și răstignirea asta ce face printre altele? Împreună cu patimile și poftele ei. Și tot ceea ce eu doream înainte, îmi plăcea, era hobby-ul meu. Gata! S-a schimbat proprietarul. La moarte! Cu vechiul trup care e viciat și pornit înspre rău. Și acum, versetul care vă spuneam, Roman 14, versetul 13. După ce am fost răstigniți, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Dar de ce? Îi treziți poftele. Va să zic că nu a murit firea pământească, vedeți? Ei, dacă e vreo soră care înaintea se pocăi, era mare cu coană și ținea la trupul ei, socotea că e fotomodel, după ce se pocăiește, spune, gata cu fotomodelul, la groapă cu el. Dar ce simplă îngroparea la noi prin botez. Și după ce ești de acolo, tu trebuie să știi că trupul tău pe care erai tu proprietar și diavolul șef, murit. Și de acum tu ai un trup nou și un nou proprietar care vrea să se mute să locuiască la noi. Și acesta e Duhul lui Dumnezeu. Și nu mai avem voie să ținem cont de vechiul proprietar. Ca să vă dau o imagine, e vorba de casa noastră. În casa noastră a fost tot felul de lucruri. Fiecare știe ce prostie a făcut, nu? S-a pocăit la noi acum o familie. Am discutat cu ei miercuri la comitet. Veniți din lume. Am văzut efectiv, cu atâta plăcere am constatat, o naștere din nou. Cum au renunțat la cele vechi, nu mai au pasiuni pentru ele, sunt atrași de lucrurile sfinte. Cum Dumnezeu apoi, la scurtă vreme, își rostește cu și-a rostit cuvântul și i-a pecetuit cu Duhul Sfânt. Și de acum, în imaginea de care vorbeam, tu ai fost proprietar, îți dai seama că la tine în casă lucrurile au stat așa vraiște, erau fel și fel de activități păcătoase, de o natură, de alta. Domnul te-a cercetat, intră în casă, tu îi faci acte pe casă, pe trupul tău, pe mintea ta și spui, Doamne Iisuse, de acum te rog să devii proprietar, tu locuiești aici. Și Duhul Sfânt știi ce spune? Te rog, dăm cheile de la toate camerele, și de acum eu aranjez. Totul, deci eu sunt proprietar peste tot. Da, Doamne, tu nu mai ai pretenții, nu mai reclam nimic. Nu, m-am răstignit. Drept dovadă m-am și îngropat. Iau versetele astea care, observați cum pune Apostolul Pavel problema, zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Până înainte era casa mea. Și știți ce înseamnă să fi fost casa mea? Vă citesc din Efeseni capitolul 2. De la versetul 3. Trăiam în poftele firii noastre pământești, adică făceam ce voiam, făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire, copiii, mânie, ca și ceilalți, care cum mă supăra, făceam scandal. S-a schimbat proprietarul cu ocazia nașterii din nou a botezului în apă, când a fost cumpărat și trupul, s-au răscumpărat. Și de acum, după ce vine și Duhul Sfânt în noi, el devine proprietar. Amin? Ei, aici avem de lămurit o mică, mare problemă. Care-i dovada că se mută Duhul Sfânt la noi acasă? E dovadă doar botezul în apă? Ar trebui să coincidă cu acele momente. Cum am citit din Romani, trupul nostru a fost coborât în apa botezului în mod simbolic și s-a renunțat la vechea identitate, la vechiul mod de viață. Hai să citim în Cartea Faptele Apostolului, unde avem câteva exemple în această privință. Vă citesc din capitolul 10, ceva ce mi se pare că ar trebui să fie pentru noi o învățătură cât se poate de condensată. Aici este
din toate cazurile relatate în Biblie, cel mai aproape momentul nașterii din nou de momentul botezului cu Duhul Sfânt. Vă citesc Fapte, capitolul 10, de la versetul 43. Predica lui Petru. Toți prorocii mărturisesc despre el, adică despre Domnul Iisus, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și acum atenție, mare! Pe când rostea Petru cuvintele acestea, a pocurât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și întrebare. Întâmplător s-a coborât Duhul Sfânt în acel moment al predicii? Sau acela a fost momentul în care a putut să intre? Care a fost ideea pe care Petru a predicat-o? Care a fost momentul în care Duhul Sfânt a venit peste ei? Recitesc versetul 43, ca să înțelegeți. Oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și în momentul acela oamenii au crezut, au fost iertați de păcate și au fost curățiți. Pentru că Duhul Sfânt vine într-o casă înnoită, curățită. Drept dovadă că argumentul meu este corect, vă citesc din Fapte, capitolul 15, unde Petru afirmă, versetul 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, relatează cazul din Cezarea, și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Petru a surprins momentul din predică la care au primit Duhul Sfânt. Dacă crezi, ești curățit. Ei au crezut, au fost curățiți și într-o inimă înnoită a venit Duhul Sfânt. Pentru că așa scrie și în Epistola către Tit, citesc cuvintele Apostolului Pavel, de la versetul 5, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu a venit Duhul Sfânt să ia în stăpânire casa care arăta bine, nu, a venit să o schimbe, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pentru că nu se poate ca botezul cu Duhul Sfânt să fie înaintea nașterii din nou, înaintea spălării. Că poate să fie înaintea botezului în apă, da, dar nu înaintea curățirii interioare. Întâi curăță casa, o înnoiește, suntem spălați, suntem iertați și apoi vine Duhul Sfânt să locuiască. Și când a venit Duhul Sfânt să locuiască, care a fost dovadă? Vă citesc mai departe, Fapte 10. S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar pe ce au văzut asta? Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, Duhul Sfânt când vine la casa noastră, în ființa noastră, să știți că Duhul Sfânt are un pachet de roade și un pachet de daruri. Și Duhul Sfânt nu-i sărac, nu vine la nimeni cu mâna goală. Lasă din ambele dimensiuni ale lucrării sale. Și oriunde veți citi și în Vechiul Testament, când a venit Duhul Sfânt peste cei 70, numărul 11, au prorocit. Când a venit Duhul Sfânt peste Zaharia, peste Elisabeta, peste Maria, au prorocit. Adică s-a manifestat vreuna din lucrările Duhului Sfânt. La dumneavoastră acasă când a venit să ia în primire casa asta, să o curățească, să o înnoiască, să devină proprietar, a venit cu roade și cu daruri sau numai așa a zbănuit că a venit, nu? Ăsta e cel mai de seamă musafir și când vine nu poți să zici, cred că e pe aici, arată-ne-l, o fi pe vreo cameră. Auzi? Ăsta ia în stăpânire toată casa și se vede. Cum zice în Fapte 2, a turnat ce vedeți și auziți. Dacă tot e un studiu, dați-mi voie să fac un apel la Vechiul Testament. Că tot ce a fost atunci, a fost o preînchipuire a ce urma să vie. Știți că după ce s-a terminat cortul, spune Scriptura, în cartea Levitic, vă citesc din capitolul 9, și toate au fost puse în ordine. Și s-a început slujba în cort. Ce s-a întâmplat? 9:22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de mulțumire, are de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Când au ieșit din cort,
au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar ardere tot și grăsimile. Putea cineva din popor să spună, nu a venit Duhul Dumnezeu să locuiască în cort, că nu l-am văzut. Dar când a venit focul și s-a aprins arderea de tot fără scânteie pusă de oameni, au văzut oamenii că a venit Dumnezeu acolo, că locuia în Sfânta Sfintilor. Din nou, când s-a inaugurat templul lui Solomon, spuneți-mi, nu și-a făcut Dumnezeu din nou prezența prin foc și prin fum? Ba da, ca pe Sinai. Deci Dumnezeu când vine, nu trebuie să convingi noi pe cineva aia, ci Dumnezeu se vede când își face prezența. Așa a fost la cort, așa a fost pe Sinai, așa a fost la templu. Și așa-i când vine să locuiască în ființele noastre. S-a văzut în Fapte 2, s-a văzut în Cezarea. Să vă mai dau un exemplu. Să locuiască Duhul Sfânt în noi. Dar ați auzit de oameni care au duhuri rele, așa-i? Locuiește un demon în ei. Pe ce știți că au duhuri rele? Dar așa că se uită urât la noi, nu? Chiar bănuiți pe orice om care strigă la dumneavoastră că are un duh rău în el? Dar pe ce știți că are un duh rău în el? Are manifestări supranaturale negative. Și oricine poate vedea că într-un om e un drac, sau mai mulți. Pe forța lui, pe cuvintele care le spune, fie ghicitorie, pe manifestările care le are. La fel, numai în sens pozitiv, când vine Duhul Sfânt să locuiască într-o persoană, se vede. E vreuna din manifestările darurilor Duhului Sfânt. Și îndrăznesc să spun că apar toate roadele Duhului Sfânt. Cineva spunea, când vine Duhul Sfânt, ăsta e semnul că apare bucuria. Și eu am zis, n-ai spus tot, dar ce, pacea nu e acolo? Când vine Duhul Sfânt, dragostea nu e și ea acolo? Dar bunătatea nu a venit? Dar facerea de bine lipsește? Vin toate mărit să fie Domnul. Și din oameni răi ce eram înainte, am devenit duhovnicești. Plin de pace, de bucurie și de har. Și din oameni care înainte avem manifestări, nu neapărat că poate eram demonizați, dar acum a venit Duhul Sfânt să locuiască la noi. Și de acum o să-L vadă și vecinii, că avem un nou proprietar, mărit să fie Domnul. La noi în biserică, o soră era pocăită cu vreo 30 de ani înaintea soțului, iar era româncă, el maghiar, el mai ciudat în felul lui. El o vreme a început să vină la biserică, dar venea așa mai mult să bage de vină. Mai spre bătrânețe, la 60 ceva de ani, s-a scris la cateheză, s-a botezat, dar era așa mai ciudat, ca să nu zic altfel. Când a venit vremea stăruinței, a venit și el, dar Domnul nu s-a grăbit să-l boteze, că el mai avea orgolile lui, nu era răstignit, tipologia lui, numai cum știa el este bine. Și în timpul stăruinții a făcut un preinfart. A ajuns în spital, Dumnezeu a îngăduit să fie salvată viața, stăruința s-a terminat, în seria aceea nu mai putut veni și a fost cuprins de o dorință intensă când vorbea el cu el, cum nu vorbea bine românești, și întrebea, ce faci, frate Șoane? Ei, bai, n-am pe Duhul Sfânt. Dar ești botezat. Dar eu știu că n-am pe Duhul Sfânt. Domnul ne-a promis că nu-l va lăsa, că el de altfel a început de acum să fie sincer, a fost răstignit. A început să-și dorească proprietar, a zis, gata cu pretențiile mele, m-am săturat de prostiile mele. Și am fost de față în seara în care a primit Duhul Sfânt. Nu te mai puteai înțelege cu el nici pe românești, nici pe ungurești. Vorbea în alte limbi, lăuda pe Domnul, o față senină. Tot în seara aia a primit Duhul Sfânt un alt frate român, ardelean, Petru, și ăsta de 70 ceva de ani, din familie de pocăiți, dar numai cu un an urmă botezat. S-au îmbrățișat amândoi și mă cotește un prezbiter și zice, tu l-ai cunoscut pe Șoane cu un timp în urmă. Nu, zic că voi ați fost la Arad. Ăsta nu ți-ar fi pupat un român să-i dai bani grei. Uite că nu-i poți descleșta. M-am întâlnit după aceea cu fratele Șoane când trăiește. V-aș dori să-l întâlniți. Ce faci, frate Șoane? Mă bucur. Auzi, Dumnezeu mi-a dat din Duhul Lui. Numai cânt și mă rog, ce har pe mine. De ce nu a fost înainte ca după aceea? Devenise duhovnicesc. Nu-l mai auzai cu vechile lui pretenții. Dar se manifesta, se bucura când se ruga și venea onda de har peste el.
Era o bucurie să vezi asta. Povestea fratele Todoraș de la Izvin, mai cu ani în urmă, spus că a mers odată la husăul de Crist, care se zice Bihoren careva, și era așa o plinătate a Duhului acolo, a fost prorocul acela Pavelea de la Ususeu. Și când venea o undă de cercetare la rugăciune, erau așa niște fete, eu prima mamă încă la coro, zis, frate, toate cântau aceeași vorbire în alte limbi și au făcut repetiții și se ridicau de la pământ mai bine de o palmă. Zicea, m-am dus în adunarea aceea cu un frate Gheorghe Negre, vă dau și niște nume dacă vreți, de la Cobleș din județul Alba. La o părtășie de rugăciune, el a avut o vedenie pentru cineva, care nu era chiar, nu-l văzuse Domnul prea alb. Și tocmai respectivul zice, frate, ai avut ceva? Și el a zis, las că îi spun în particular, dar nu spune aici. Totuși îi sta și prorocul zice, bun, atunci îi spun. Și când i-a spus că respectivul era cam firesc, o revolta pe câțiva, fratele proroc s-a necăjit și îi spune la fratele ăsta, care e tot de acolo, la frate Todoraș, hai să mergem undeva la rugăciune, să mă învioreze Domnul, că-s cam zdrobit. Merg la husul său, frate Todoraș și era cunoscut, farsul îl cheamă în față, fratele Negrea se pune pe penultima bancă. Și în timpul unei rugăciuni sare în picioare fratele Pavel, acel proroc bătrân, și spune, așa vorbește Duhul Sfânt. Bărbatule, te-am văzut că ești dintr-o adunare de pe un deal, de adunare lângă o pădure. Ziceai că a fost acolo nu odată. Așa au descris relieful. Și niște oameni au luat pe ei niște pelerine negre și au început să te bată cu bâta. Nu te teme, dar să știi că Duhul Sfânt i-a adus aici să vestești o taină. Spune, frate, ce ai văzut? Mă, frate, l-a prins puțin curaj și spune, frate, îmi arătă Domnul o vedenie, era un sicriu, o femeie în sicriu și dumneata, oarecum trist, la capul sicriului. Într-o lună a murit soția fratelui Pavel, era în vârstă. Sunt ciudate lucrările Domnului, dar mari și cercetate de toți cei ce le iubesc, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Așadar, dragii mei, când vine Duhul Sfânt să locuiască în noi? El își pregătește intrarea prin nașterea din nou, dar vine să locuiască cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt. Atunci umple casa de slava și prezența lui Dumnezeu. Și asta, cum v-am spus, se vede. Acum poate dumneavoastră să-mi spuneți, frate, la noi locuiește. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Biblie, Efeseni, capitolul 4. Sunt cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că locuiește la noi în casă. Prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dar cum poate fi întristat Duhul Sfânt? Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, auzi, dacă locuiește Duhul Sfânt la tine, nu mai ai voie să te mânii. Gata. Orice strigare, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Când aveți musafiri, vă certați? Strigați tare unul altul. Sculați musafirii de somn. Și numai un înger dacă ar veni la noi, sau poate și numai un frate, nu? Și ne-am purtat de gentili. Da, dacă vine Duhul Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, cum ar trebui să ne purtăm, frați și surori? Sfinți în toată purtarea noastră. Așa? Atunci suntem duhovnicești, nu? Duhul Sfânt locuiește la noi, am predat controlul pe deplin. Și vreau să vă prezint aici două imagini. Mă întorc la textul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Versetul 20. Proslăviți dar pe Dumnezeu, adică asta înseamnă trăiți pentru slava Domnului, în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Acum, prima întrebare la această idee. Suntem noi conștienți că trupul nostru e templul Duhului Sfânt și că e al lui Dumnezeu? Chiar? Chiar suntem conștienți? Întorc o foaie în urmă. 3 cu 16. Nu știți? Îmi pare interesant că de fiecare dată pune întrebare și merge la aceeași idee. Nu știți? Adică uitați? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi?
Dacă va nimici cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, adică are în vedere trupul. Acum, când a construit Noe corabia, cine a spus cum trebuie făcută și împărțită? Noi, nu? Nevastă sa, băieții, care e arhitect vreunul din ei, nu? Dumnezeu a spus așa, trebuie să fie dimensiunile, tot, tot, tot. Când s-a construit cortul, cine l-a hotărât cum să fie? Da îmbrăcămintea preoțească. Când s-a construit templul, cine a spus câte și cum trebuie să fie furculițe și cuțite și potirașe și cești și... Cine a spus? Dumnezeu. Și acum mă întreb, dacă noi suntem tot templu, n-ar trebui să fie Dumnezeu în totalitate stăpân pe trupul nostru? Cine trebuie să-ți dicteze garderoba? Duhul Sfânt. Cine trebuie să-ți dea voie să te tatuezi? Duhul Sfânt. Problema e serioasă. Adică noi nu ne putem permite să facem ce vrem cu trupul nostru. Ia lui Dumnezeu, frați și surori. Nu poți să faci ce vrei. Un băiat mergea odată pe tren, erau numai trei în compartiment și zic, hai jos cărți cu noi. Azi nu pot. Nu știi? Ce învățăm noi? Nu, mi-am dat mâinile la altcineva. Cum adică? Mâinile sunt cu tine. Dar nu sunt eu stăpân peste ele. Și spune în Roman 6, dați mădularele voastre în slujba lui Dumnezeu. Uite limbuța asta, care Duhul Sfânt a pus cuvintele lui, poate să rostească orice cuvinte? Zice David, eu nici măcar nu pun numele la zei pe buzele mele. Ochii ăștia pot să privească orice? Picioarele pot să facă orice? Ne putem duce oriunde? Zice în Galateni 5, nu puteți să faceți tot ce voiți, numai așa dacă vreți să intrați în conflict cu Duhul Sfânt. Îți poftele firii și îndemnurile Duhului. Simțiți bătălia asta în dumneavoastră? Mă aminteam eu ceva de meciuri dimineață sau seară sau când am zis. Și ție-ți vine să te uiți la un meci, știi? Și Duhul Sfânt, ce zice? Lasă numai repriza a doua, îți vezi rezultatul la urmă. Îți vine așa să joci un fotbal, nu? Cunosc un frate în țară care discuta cu niște tineri și ei la un moment dat s-au plictisit. Au zis, hai să jucăm un fotbal. Bă, dar noi suntem pocăiți. A, fotbal trebuie pocăiți, frate. Nu fumează acolo nimeni, nu bea, pocăiți. Mă zice, eu nu știu fotbal, dar știu pocăință. Hai să jucăm, eu arbitrez și voi pe teren. Nu începu bine partida și unul spune, bă, nu s-a spus să dai un șut. Orice strigare când tristați pe Duhul Sfânt, pe margine. Mai trece două minute, bă, tu ești cu mine în echipă sau cu el? Certurile de partide, pe tușă. Sunt 15 minute, am rămas eu și un portar mai tăcut. Nu, ăsta e fotbal pocăiesc. Că nu-i problemă cu să te miști, dar nu știu cum se face, că noi nu ne putem mișca fără scor. Și atunci întrebi eu, ce se mișcă? Picioarele, mâinile sau se mișcă ceva și înăuntru? Vedeți? Chiar Duhul Sfânt a făcut din trupul nostru templu Duhului Sfânt? Hai să spun altfel problema. Acum vine vara, cum o să umblați îmbrăcate, surorile? Că mi se pare mie că unii bărbați nu le-au spus la nevestele lor cât de ispitit e un bărbat dacă vede trupul unei femei mai dezgolit, sau că mamele nu le-au spus la fetele nemăritate cum gândești și cum privești bărbații. Pe trupul unei fete, așa, mai dezgolit, știți cum se îmbracă vara, o bucată cu haine, una fără haine, una cu haine, una fără haine. Ar putea să pună cineva o inscripție să spună templul lui Dumnezeu? Ar zice, băi, de bat jocură, dacă îmi umblă așa, nu-i de bat jocură templul lui Dumnezeu? Dragii mei, când tu ca tânăr socotești că n-ar destul de bine, trebuie să te duci la sală. Zici că templul ăsta ar trebui la etajul de sus să fie puțin mai lătuț. Asta că se încapă Duhul Sfânt, nu? Mai, frate, așa e că atunci când e trupul bolnav am vrea să ne vindece Domnul.
Dar până e sănătos, îl dăm în stăpânirea lui. Vă citesc și închei ideea asta, că nu vreau să vă necăjesc, dar nici n-aș vrea dumneavoastră să necăjiți pe Duhul Sfânt. Roman capitolul 6 spune foarte clar și aici e vorba de trup. Roman 6, citesc de la versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului organele voastre ca pe niște unelte ale de ruci, și dați-vă pe voinșivă lui Dumnezeu. Trecem la Duh. Că așa am citit în 1 Corinteni capitolul 6. Proslăviți pe Dumnezeu în Duhul vostru. Ce înseamnă asta? În mintea noastră. Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest computer binecuvântat, frați și surori, botezați cu Duhul Sfânt. Ce aveți în minte? Este o tragedie să vorbești în alte limbi și după aceea când dai pe românești să spui prostii. Ce programă este? Virusat. Duhul nostru este sediul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De fapt și trupul este sub controlul minții. Și asta contează. Să-ți fie umplută mintea de cuvântul lui Dumnezeu, cum spune în Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Duhul Sfânt vine să ne călăuzească în tot adevărul. Pe asta se vede dacă cineva l-a lăsat pe Duhul Sfânt să-i conducă întreaga dimensiune a ființei lui. Nu poți să accesezi un site fără ca Duhul Sfânt să-ți dea aprobare sau nu. Folosim internet, trăim într-o eră digitală. Dar poți pe orice site să intri cu Duhul Sfânt? Te-ai gândit, spun tânăr drag, când ai deschis computerul? Și provocările sunt mult. Trăim ca în Sodoma. Au venit musafirii la Lot și nu au apucat să stea bine și din afară, deschide. Așa e, deschizi internetul și numai te bombardează ăștia, un link, o fereastră. Păi, lasați-mă în pace, că am treabă. Da, de unde? Sodoma nu te lasă în pace. Și numai Duhul lui Dumnezeu îți poate da tărie să nu deschizi ferestrele astea. Să rămâi sfânt pentru Dumnezeu într-o lume murdară. Fără Duhul Sfânt nu putem să ne ducem pocăința, frați și surori. Dar cu Duhul Sfânt se poate. Am fost martor la o situație, de fapt sunt mai multe episoade. Într-o familie, o tânără la 14 ani a primit Duhul lui Dumnezeu, era învățător la copii. Mama ei, o pocăită firească, dacă sintagma asta poate funcționa, îi spune într-o seară, era un apartament. Hai că acum e un episod fain în film. Mama către fată. Și fata spune, oricum eu fost fială de mamă, am treabă, hai că ceva fain, hai acum. Și spune mamii, nu îmi place. Și spune apoi mama sa, ce mi-o fă rușine. Și am întâlnit iară mărturisirea unui tată, o publică, când a zis, fetele mi s-au dus la adunare și au rămas acasă și mă uitam la televizor. Și când au intrat în apartament, mi-au zis, tata, ce găsești în asta? Mi-o fă rușine. Că Duhul lui Dumnezeu, când prea mintea, îți dă alte gusturi, El este stăpânul casei și El face conexia la vreo sursă sau alta, El îți dă îndemnuri, îți dă harul să cânți și să te bucuri și trăiești o viață nouă. Și nu mai ești pământesc, așa ca ceilalți, ești duhovnicesc. Dar asta nu-i ceva în forță. Tătă ziua să te ceri cu Duhul Sfânt, dar vreau să văd meciul ăsta. Ce o să spună Duhul Sfânt? Cum a zis Ilie, dacă Baal e Dumnezeu, slujiți-i la Baal. S-a pocăit la noi, un tânăr de la noi de biserică, îi plăcea fotbalul, dacă tot am amintit de fotbal. Era cel mai bun portar. Băi, spocăiți, cântau în fanfară, ca voi, numai că mai închiriau câteodată câte o sală, așa. Duhul Sfânt era plecat de acasă în seara aia și... Și odată au avut un meci, știu eu, și au insistat să meargă. Și am auzit pe altul spunând, ăsta e fanatic. Băi, l-a rugat odată să vină, odată. Și zicea băiatul care nu mai mergea, nu mai are niciun gust pentru mine, după ce să stau în poartă? Când vine să mă gândesc la altceva și vă trezesc că n-aveți portar. Că asta e marea minune, să poată Duhul Sfânt să preia în stăpânire ființa noastră. Și trupul și Duhul
Doamne, stăpânește-ne Tu pe deplin. Frați și surori, vreau să mai punem problema aceasta sub un alt aspect, întorcându-ne la Romani, capitolul 8. Spune aici Scriptura în versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ce înseamnă legea Duhului de viață? Ce înseamnă cuvântul lege aici în context? Este ceva cu funcționare generală. Adică este o lucrare permanentizată. Nu este doar spontană. Ce înseamnă asta? Adică eu pot să fac de toate și imediat schimb canalul și o să fiu sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Nu, este o lege de viață. Asta se manifestă cu zi cu noapte, numai dacă îl lași pe Duhul Sfânt să te stăpânească. Am făcut cândva următoarea comparație. Treceam cu mașina prin Oradea. Și pe 92,1 am prins postul de radio Vocea Evangheliei Oradea. Și auzea foarte bine. Veneam spre Arad, am trecut de Salonta și la un moment dat, dintr-o dată, se aude mai încet, mai încet și numai izbucnește o muzică. Mă uit, s-a modificat frecvența. 92,1. Dar de ce nu mai prindeam radio Vocea Evangheliei? Mă îndepărtasem de Oradea. Dacă stăteam în zona Oradea, puteam asculta, că e 24 de ore, nu? Deci dacă rămânem sub această lege permanentă, în noi se va manifesta tot timpul, zi, noapte, vom avea pasiuni sfinte. Dar dacă ne îndepărtăm, să vă dau un exemplu, mi-a povestit un frate din Italia, a sosit un predicator la el, și cum a intrat în camera de zi, s-a pus pe fotoliu, era acolo la telecomanda, o ia și dă-i pe telesport, până să meargă la adunare, a urmărit câteva meciuri, nu știu ce campionat sau cupere atunci. Și s-a întărâtat gazda. A spus, acum când mergem la adunare, care meci îl comentezi în predic? Ai mă, eu pot să văd 10 meciuri, să predic de unde vrei tu. Și-a predicat în seara aia, dar acum nu mai predic. Că poți să-ți permiți una ca asta. Mă întreba cineva, dar eu am crezut că după ce voi fi botezat cu Duhul Sfânt, de acum sfânt din oficiu. Duhul Sfânt nu ne robotizează, Duhul Sfânt ne îndeamnă și ne călăuzește. Spunea cineva, asta e o vorba unui filozof danez, Søren Kierkegaard, și uneori creștinii sunt ca niște rățuște care se adună la biserică și păstorul spune, de astăzi nu mai umblăm pe lăbuțele noastre, nimeni nu mai se bagă în apă. De astăzi zburăm ca vulturi. Și toate rățuștile spun în cor, amin, amin. Și apoi când pleacă acasă, până la apă, se leagănă din nou pe lăbuțele lor. Pentru că odată ce primești Duhul Sfânt îți cresc aripi, dar trebuie tu să dai din ele. Că Duhul Sfânt vine și locuiește la noi, dar nu face din noi roboți. Și când tu vrei să pornești un film care te ispitea înainte, numai să vezi că se defectează aparatul de radio și mușchii de la deget nu mai funcționează, băi, numai vezi că se îndoaie degetul. Și merge la alt buton. Nu! Poți să vorbești prostii ca înainte. Dar Duhul Sfânt va spune, tu n-ai înțeles ce har ți-a făcut Dumnezeu? Vrei să trăiești tot pentru lume? Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Haide să-i predăm controlul pe deplin. Să ne ia în stăpânire printr-o lege sfântă. Spune Roman 8, Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi cu suspire negreite că uneori nici nu știm cu trebuie să ne rugăm. De aceea este foarte important și ăsta e sfatul care vi-l aduc în încheiere. Să ne învățăm cum să lăsăm controlul Duhului Sfânt în viețile noastre. Iată ultimul îndemn care vi-l dau, Roman capitolul 8, de la versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și întrebarea, care sunt lucrurile Duhului din textul ăsta? Țineți puțin afișat că unii n-au Biblie. Care sunt lucrurile Duhului? Spuneți repede, hai! Nu-i mare deranj în adunare dacă îmi spuneți asta.
Numai îndemnurile Duhului știm care sunt. Nu vine și șoptește în minte, îți vorbește printr-o predică, printr-un vis, te îndeamnă cumva. Dar care sunt lucrurile Duhului? Că îndemnurile Duhului te duc la lucrurile Duhului. Când venim la adunare, asta e lucrarea Duhului, așa-i? Când cântăm acasă și ne rugăm, e lucrarea Duhului, da? Când medităm din lucrurile sfinte, e lucrarea Duhului, da? Dar când vizionăm o meci, ce lucrare e? Dar când stăm la povești și vorbim de unul și de altul, aia, ce lucrare e? Vedeți? Asta e marea noastră problemă. Nu știm să umblăm în lucrurile Duhului și în urmă nu putem să avem rezultatele Duhului. Adică e foarte important în ce activități ne angrenăm. Poate cineva să meargă la un meci, dacă tot am vorbit de sport acum, hai să-l condamnăm încât să piară Duhul ăsta. Te duci pe stadion și se apropie partida de final. Și tu acum ți-ai luat Biblia cu tine, nu? Așa, sau te pui și te rogi, nu? Așa, cu ochii închiși. Și deschizi numai când auzi că e scomun mare și s-o da gol. Poți acolo pe stadion să meditezi la ceva lucruri sfinte, poți? Da, după ce se încheie partida, poți după aceea, nu? Merem la stăruință, așa-i? Nu poți. Dar întreb eu, când te duci la mare, poți acolo așa să faci ceva studiu biblic, nu? Toți acolo, pe plajă, frați, surori. Ierte-i Dumnezeu pe câți mai trăiesc. Să nu încercați cu activități firești să fiți duhovnicești. Asta este ideea. Nu poți. Sau crede cineva că poate? S-a dus un bărbat la un predicator, la un păstor și a spus: nevastă mea vrea în concediu să mergem la mare și eu dacă mă duc acolo cu ce videoclipuri o să vin în cap. De ce nu i-ai spus? Da, iar îmi spune că-s firesc. Dar eu dacă mă duc acolo, frate, eu n-am cum să mă uit pe stele, că nu sunt astrolog. Eu mă uit în jur. Du-te și spune, dragă, vrei să-ți admir doar trupul tău sau vrei să am albume în cap? Păi cum adică? Păi ăsta-s eu. Dar vreau să mă recrez undeva. Foarte bine. Alegem un alt loc unde să ne petrecem concediu, nu acolo sub ispită. Pentru că sunt și alte activități plăcute, recreative. Avem libertate, dar să cerem acordul Duhului Sfânt. Să vedem, ne îndeamnă Duhul Sfânt la acea activitate și apoi, pe lângă aceste îndemnuri și sfaturi, să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze cu darurile și lucrările sale binecuvântate. Băi, copii, vă spun vouă ceva în final. Povestea fratele Gicu Stan, cum s-a pocăit socrul lui, fratele Dascălu. Sos la adunare, era un tânăr puțin mai glumeț, o să mă să-mi bag jos de pocăiți. Bă, dacă cumva careva vrea să facă ceva, au băgat o piatră în buzunarul stâng, că era stângaci. Îl pocnesc pe careva și fug. Și la o rugăciune, întreabă fratele ce conducea slujba: a avut cineva vreo descoperire? Și o fetiță de 9 ani. O zis: eu, frate. Era așa de mică, o ridicat-o în picioare pe bancă. Și o spus: în buzunar, la nenea, în buzunarul stâng, văzut, e o piatră. Stau început să tremure. Că unde e asemenea descoperiri, vă zice oameni că e Duhul Sfânt prezent. Dumnezeu să vă dea har. Frați și surori, haide să fim duhovnicești. Că deodată ce Dumnezeu ne-a născut din nou și Duhul Sfânt a venit la noi și am primit mare har, Dumnezeu vrea să ne schimbe viețile, să umblăm în activități duhovnicești, să slujim Domnului, să fim la îndemâna Duhului Sfânt. Și dacă v-am negăjit pe careva, să mă iertați numai pentru felul în care v-am spus, dar fotbal să nu mai jucați. Eu am fost microbist, eu știu ce e asta. Mi-a plăcut fotbalul. De-aia nu am spus de alte păcate, că alte nu știu cum îs. Ăsta știu cum îi. Dar m-a eliberat Domnul. Și frumos e să ai alte activități. De exemplu, pe mine nu m-au ispitit filmele în viața mea. Nu le-am suferit. Eu sunt un om foarte exact și ăștia din filme, ăștia totul e ireal, e imaginație și o imaginație nu suport. Dar spune altul: frate, ție nu ți-au plăcut filmele, dar pentru mine filmele au fost viața mea. Mă, mi-o fost milă de el.
Săracu, scapete Domnul de Duhul ăsta. Dă-ți în loc vedenii. Și când e vorba de un păcat ăsta, te atrage, te pasionează. E o lucrare a firii pământești. Păi tu nu mai ești firesc, frate. Să-ți dea Domnul har să fii duhovnicesc. Să-ți schimbe pasiunile. Și în locul acelor pasiuni duhovnicești să-ți dea atracții sfinte. Și nu numai lucrări dumnezeiești. Iertați-mă că mă adaug un exemplu. Cunosc un frate, nu spun de unde ca să nu afle unii. Fost așa firesc, s-o și mutat de la o adunare la alta, de la una mai conservatoare la una mai liberală. Patron, om cu bani, au venit niște controle peste el, l-au terminat, amenzi la stat, sute de mii de euro. O intrat într-o cameră, o scris toate păcatele pe o listă și o spus, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Și de acolo s-a dus la rugăciune și a zis Duhul Sfânt, dacă îți vei ținea angajamentele, eu, Domnul, te voi scăpa din toate. Pe rând. Și când mi-a povestit, a zis, Dumnezeu m-a ajutat să plătesc 300 de mii de euro. A zis, nici nu-mi imaginez cum, am făcut altă firmă. Dar ce să vezi, frate? De atunci încoace, Dumnezeu îmi dă vedenii. Și am altă viață. O cine m-a cunoscut înainte să miră. Măi, nu mai vii cu noi. Vin cu voi și la iarbă verde vin, dar facem studiu biblic. Ne și mișcăm, ne mișcăm dacă trebuie. Dar nu ne gândul la sport și la alte prostii, dacă trebuie să facem mișcare, facem. Facem gimnastică până vă îndreptați de spate, nu asta e problema. Numai când vă îndreptați de spate, ridicați două mâini în sus ca doi oameni sănătoși și spune, Tată, îți mulțumesc că-s copilul tău, îți mulțumesc că ai făcut din trupul meu templu Duhului tău, îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii și în loc de a vedea filme mi-ai dat vedenii. Îți mulțumesc că în loc de a vorbi prostii, te proslăvesc pe tine. Că asta e lucrarea lui Dumnezeu, realizată prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt să vă umblă, să vă îmbogățească, să vă înnobileze. Și frați și surori, proslăviți pe Dumnezeu. Nu trăiți ca niște oameni firești. Ce înseamnă proslăviți? Faceți cinste lui Dumnezeu prin trupul ce vi l-a dat, că e chipul și asemănarea lui. Faceți cinste lui Dumnezeu prin Duhul care vi l-a dat. Când e Duhul care împreună, Duhul Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, mărturisește că suntem copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.